Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Ne bucurăm să avem din nou prilejul să fim încântați de imagini artistice. De data aceasta vom poposi mai mult în domeniul pictural, cu referiri mai mult teoretice și în domeniul graficii. Am două invitate speciale, două invitate de onoare, care la rândul dumnealor onorează aceste două paliere artistice. Sunt nume cunoscute și nu numai asta, sunt persoane foarte mult dăruite, hărăzite pentru acest domeniu. Așa cum fiecare și, sigur, reușește în parte, fiecare după puteri și măsura talentului, fiecare artist își dorește să aibă o particularitate, o notă care să-l reprezinte și să-l definească. Vom vedea în minutele următoare din mărturiile care vor fi făcute aici, în acest sens că da, se poate să existe coordonate personale care să definească traseul artistic așa cum și-au dorit și înaintașii, așa cum își doresc și cei de astăzi. De fapt, acesta este, să-i spunem, țelul, miza, este miza fiecărui autor. Personalitatea sa artistică să capete un contur în propria-i operă. Avem așadar invitată pe doamna Cecilia Anabel, venită de la Londra, din nou în Timișoara, după ce a exersat o profesie importantă, aș spune chiar și foarte grea, pentru că e un alt domeniu decât cel care îți lasă liberă fantezia. Este, veți afla în câteva punctări, un domeniu care ține de exactitate și de relaționarea cu ceea ce înseamnă bunul mers al societății într-un anume sens. Un sens important, tehnic, mai mult tehnic. Și invitată de asemenea, tot o invitată specială, cunoscută mult nu doar în Timișoara și dincolo de fruntariile țării, este vorba de doamna Nora Novac, grafician. Așadar, două coordonate ale artelor vizuale, fiecare fiind reprezentată, spuneam, în formula personală. Atât cât se poate înțelege dintr-o mărturie verbală, vom fi și noi martorii unui proces de creație. Bine ați venit în emisiunea noastră. Mulțumesc pentru invitație și pentru că doamna Cecilia Anabel tocmai programează și chiar începe să monteze o nouă expoziție care are un număr impresionant de lucrări, dacă nu greșesc, vreo 60-62 de lucrări. Cred că această convorbire îi creează emoții pentru că e un fel de avanpremieră la expoziția despre care vom vorbi. Înainte de a ajunge însă la mărturii despre expoziție, vreau să vă cunoască cei interesați, ascultătorii și iubitorii artei dumneavoastră, și din mărturiile pe care le-ați putea face, desigur, cu îngăduința dumneavoastră. Eu sunt curioasă cum era la Londra să lucrezi într-un alt domeniu și să iubești, evident, efectiv, arta. Viața mea n-a fost artă. Viața mea a tocmai fost matematică. Spun, da, era în domeniu. Matematică. Matematică. Da, deci am lucrat majoritatea anilor de serviciu, peste 35 de ani, în construcție, care a fost domeniul care m-a fascinat o viață întreagă și cred că m-a fascinat pentru că este
poate unul din puținele domenii care lasă moștenire posterității. Fascinația a început de copil. Chiar vorbeam cu domnul Pintea zilele astea despre un tablou care era expus în Muzeul de Artă din Craiova, unde eu mă jucam când eram copil. Și tabloul reprezenta o femeie blondă, era arta proletcultistă. Era o femeie cu o mistrie în mână și stătea pe schelă și eu mă uitam fascinată la ea și ziceam, așa vreau să fiu când o să fiu mare. Și ea că așa am fost. Nu chiar pe adică, schelă, nu chiar pe schelă, da, dar uitându-mă la schele. Da, același, da, și în domeniul, da, celălalt. Da, da, da. Arta a venit mult mai târziu și a venit ca o scăpare. Pentru că m-am pensionat fără voia mea din cauza pandemiei. Dacă nu era pandemia, probabil că și astăzi încă lucram. Dar vreau să vă spun că cine m-a împins pe mine în artă a fost doamna Nora Novac, care m-a încurajat, care m-a mentorizat, care mi-a spus că fac bine ce fac, care, cum să spun, mi-a spus, dar asta este pentru expoziție. Și eu ziceam, nu, asta cum să... Asta este artă adevărată. Da, da, da. De-aia am și invitat-o pe doamna Nora Novac, care, da, este un nume, și... un profesionist. Și ce spune dumneaei este categoric, da, da, da. Am cunoscut-o pe Ana pe Facebook și i-am remarcat lucrările, bineînțeles că și eu în postările mele mici, texte cu gravurile mele, cu desene, și atunci chiar pe la comentarii, nu pe Messenger, da, 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 ne-am propus să ne întâlnim la Galeria Helios și așa a început totul. Și într-adevăr, ea fiind un pic timorată, timidă, vai, eu nu sunt artistă, la mine e doar un hobby de plăceri, că trebuia mereu să dau câte un imbot. Nu, mergem acum și te scrii mai întâi la Asociația Romul-Ladea, după aceea îți completezi și studiile, între timp faci și câte o personală. Și așa, încetul cu încetul, m-am bucurat foarte mult că s-a apucat de treabă organizată, să zicem. Dar am mai avut o expoziție la Timișoara, da, tot o personală, unde foarte multă lume a remarcat, dintre specialiști și profesorul și specialistul Gabriel Chemin a fost cel care a vernisat și a recunoscut. Da. Este un stil cu totul și cu totul particular, exact ce spuneam. Da, da. Și, da, bineînțeles, au mai fost probleme și eu i-am propus, dacă deja faci prima expoziție, trebuie să fie foarte serioasă, fă și un catalog. Și uite așa, și atunci normal că ne-am împrietenit și... Da, da. Ce a spus doamna? Doamna Nora Novac, spuneam că e un nume cunoscut, foarte mulți dintre... Cei din domeniu, da, dau dreptate, domnia sa are expoziții, un șir, un lanț întreg, dacă ar fi să le definim, oră, zi, an, titlu, ne-ar fi de ajuns emisiunea. Este un personaj foarte important și pentru că exersează gravura, ceea ce nu este la îndemâna oricui, și vom ajunge și la acest punct. Deocamdată suntem la Londra. Lucrați, am înțeles, într-un birou unde decideați niște lucruri importante apropo de ceea ce înseamnă construcții care rămân, da, și care devin referențiale. Da, da, da. Deci în ultimii 15 ani de servicii am lucrat în infrastructura mare pe tot globul ăsta. Pe tot globul, stați, da, să ne așezăm. Da, da. Deci lucrări de aeroporturi, autostrăzi, poduri, căi ferate, sisteme de metrouri și așa mai departe. Deci marile investiții în multe, multe țări. Primeați proiectele gata făcute? Aveați calculele gata făcute? Eu făceam partea de început a proiectelor, unde le arătam cât au voie să cheltuie de fapt. Și făceam comparații internaționale. Și atunci le fixam un buget
preliminar bazat pe comparații între lucrări din diverse țări, cu actualizări de prețuri, actualizări de locație, actualizări, deci putere de cumpărare și așa mai departe. Acolo și, era foarte important, da, un zero și un da, și documentele plus. Astea de obicei mergeau la guvernele acestor state care trebuiau să aprobe proiectele. Da. Da, foarte interesant. Da. Și în timpul liber, atunci? Când, cine a avut timp liber? A, nu aveați. Nu. N-am avut. Și în atunci timp... arta unde o lăsați? Arta a început după. Da, dar erau niște date pe care le purtați în subconștient. Nu. Nu știați că va izbucni așa dintr-o dată? Nu, n-am știut că știu să trag două linii drepte. N-ați știut? Nu, n-am știut. Foarte interesant această izbucnire. Da, undeva a fost acolo înăuntru, dar nu pot să spun și că am știut de ea. Și la pensie, nu? Da. După, de fapt, psihologic este demonstrat și în cazul altor artiști plastici renumiți, că cred că s-a vorbit chiar de Van Gogh în această idee, există straturi ale noastre interioare pe care poate niciodată nu ajungem să le cunoaștem, dar la unii ies la iveală când nu te aștepți, la 40 de ani, la 50 de ani, se pomenește că este un foarte bun pictor, cum nici el nu credea, nici el nu știa personajul respectiv. Și se pare că la dumneavoastră chiar s-a confirmat această teorie din știința psihologiei. Așadar, nu poate fi decât o bucurie, o împlinire. Da, este fantastic și vă spun de ce, pentru că în viața asta, începând de la grădiniță, deci am fost la grădiniță, am fost la școală, am fost la facultate, am fost întotdeauna am fost ceva. Nu? Și acum la pensie m-am trezit că sunt nimic. Nu mai știu ce să spun despre mine. Adică ce sunt eu? Și este pentru mine foarte important nu să fiu cineva, ci să fiu ceva. Și acum pot să spun că da, acum sunt ceva, fac pictură și sunt ceva că fac pictură. Vreau să spun că la prima dumneavoastră expoziție ați atras atenția și la specialiști și la nespecialiști pentru niște date importante care țin de personalitatea artistică, dar care sunt exprimate absolut admirabil. Sunteți persoana care știți să lucrați sugestiv cu simbolul, culoarea, cu trecerea în metaforă și într-un substrat, să-i spunem, magic. Așa s-ar fi interpretat de către cei care vizionau expoziția. Am subscris și chiar v-am întrebat la un moment dat cum v-ați imaginat, de exemplu, aveați o lucrare care se intitula Eden, ceva cu Edenul. Da. Cum, de ce așa vi l-ați imaginat, pentru că totul este non-figurativ, ai nevoie de o comunicare specială, tu, ca privitor și admirator de artă, cu ceea ce expuneți dumneavoastră. Dar vreau să mă contrazică, să mă completeze, să spună tot ce dorește doamna Nora Novac, specialistă în artă. Păi, în primul rând, ocupându-ne de artă, suntem consumatori de cultură. Da. Suntem din categoria acelor oameni, hai să zicem în ghilemele, deosebiți, care avem deja alte preocupări, alt nivel față de meseriile comune și preocupările, nu știu, a unei vieți a noastre. Și aici Ana a spus foarte bine, a ieșit la pensie, urma plictisul și atunci s-a apucat de artă și a descoperit vocația, talentul și, bineînțeles, exersând și lucrând mult, pentru că este foarte hărnicuță, la ea aproape la două zile o pictură e gata și așa a adunat în 2 ani, 3 ani de când lucrez. Din 2019. Ani, da. Din 2020. 4 ani aproape lucrări și, într-adevăr, subscriu
pentru un artist este foarte important să ai activitate. Ce înseamnă activitate? Cât mai multe expoziții, participări și la expoziții colective. Pe internet sunt atâtea invitații și la expoziții internaționale. Trebuie să completezi formularul, să trimiți o lucrare pentru previzualizare și atunci talentul și munca își spune lucrul. De altfel, pe undeva cu expozițiile internaționale și eu așa am procedat, la un moment dat nu mi-a fost de ajuns Uniunea Artiștilor Plastici din Timișoara și mai ales că erau cei din conducere într-o relație așa și de un misoginism feroce și atunci am primit de la un bun coleg din Cluj, Ovidiu Petca, două invitații de participare la expoziții internaționale. Și cu asta am început. Și la un moment dat au început să vină cererile și invitațiile, că n-am mai putut face față, bineînțeles, după fiecare expoziție, pentru că așa era pe vremuri. Veneau, în schimb, catalogele. Primeam prin poștă catalogele de participare și așa am luat și diplome și premii și atunci m-am pornit. Iată că e foarte bine venită și pentru artă această formulă de comunicare online, să zicem. Da, la ora actuală, da. Și sunt și foarte multe expoziții virtuale. Da. Deci trimiți doar lucrările care sunt expuse într-o galerie virtuală, ceea ce totuși pe undeva... Dar e extraordinar că așa se poate vedea și linia, stilul altor țări, altor artiști necunoscuți nouă, poate. Foarte multe lucrări a artiștilor din străinătate au pe undeva amprenta tradițiilor populare din țara respectivă. Ceea ce este foarte, foarte binevenită, această latură. Și atunci, normal, sunt diferite tehnici, cum a spus și dumneavoastră. Eu cu gravura în metal, atacat, înnacit, corodat, grunduri, după aceea imprimat. E o procedură destul de complicată și gravura, de exemplu, constrânge artistul în formarea unei compoziții sau lucrări, pentru că este o tehnică care abordează din start clar-obscurul. Și deci nu prea poți să faci în gravură transparențe sau nuanțe de acuarele, chiar dacă lucrezi color, se pot suprapune, de exemplu, două plăci separate. Colorezi o placă, imprim, lași să se usuce, după aceea imprimi a doua, că dacă nu se usucă între hârtia, se face marmeladă. Și uite așa. O tehnică foarte pretențioasă. Da, nu știu. Cu tradiție, vorbeam chiar cu doamna Cecilia, de la Albert Dürer mai înainte. Da. Gutenberg cu primele, când în 1540 sau de acolo primele tiparnițe de tipărit manual. Și de acolo s-a pornit și după aceea, da, Lucas Cranach, Albrecht Dürer, Francesco Goya cu Capriciile, mult mai târziu, 1700 și. Iar în ziua de astăzi în care proiectele sunt digitale, offset-ul, tipăriturile, printurile, cărți, unele altea, tot digital, s-a păstrat gravura ca tehnică tradițională doar pentru expoziții și cu precădere expoziții internaționale. E foarte pretențioasă toată această tehnică, în afară de imaginarul care trebuie să existe. Da. Da, sigur că da. Este și obligatoriu respectarea unor etape, fără de care nu se poate. Da, și încă ceva mai este în gravură. De exemplu, desenezi pe față și ți iese invers ca în oglindă la imprimare.
dar niciodată nu mi-am pus problema, niciodată nu am avut nu știu ce schițe în prealabil de transpus pe placă, în afară de exlibrisurile unde trebuia trecut, nu? Și textul de exlibris scris pe invers și numele colecționarului de bibliotecă sau, adică colecționarului de cărți sau de bibliotecă. Într-adevăr, trebuie să recunosc, cred, din câte am văzut, că sunteți persoana, artistul, care aveți cele mai multe expoziții de exlibris. Este din o parte, da. Din Timișoara, da. Din Timișoara, da. Mai am o colegă foarte bună, pe Shimo Margareta Larad, am colaborat cu ea foarte mult, tot așa și ea. Pentru că exlibrisul intră la categoria gravură mică, grafică mică. Și atunci sunt diferite expoziții, unele care sunt special de exlibris, astea de multe ori prin muzee și biblioteci se țin. Dar ECA, de exemplu, e la Biblioteca Națională. Și, și atunci există acele formulare de... de trimis împreună cu lucrările și cu precădere la expozițiile de gravură se cer 3 exemplare pentru ca juriul să poată compara dacă ele sunt exacte și dacă nu sunt foarte fake-uri. E o zonă interesantă și grea. Ne bucurăm că ne-ați mărturisit câte ceva din acest domeniu și revenim la pictura doamnei Cecilia Anabel. Are un nume predestinat, să știți că nu este un pseudonim, chiar așa o cheamă, Anabel. Așa. Și știu că aici e altceva, aici e fantezia, în primul rând. Este imaginarul pe care îl aduce ca parte personală. Am văzut că aveți un motto. Vrem să-l aflăm și noi. Un motto apropo de lucrările dumneavoastră. A cui? Ale mele? Nu, vorbesc ale de doamna, mele. Da, doamna, da. Am mai multe motouri, mai dar multe. Preferatul, motoul meu preferat este o zicere a lui Salvador Dalí, care spune așa: privesc lumea lucid, cu ochii larg deschiși, fără rușine, fără remușcări, contemplându-mi propria existență. Propria existență raportată la lume. Da. Și arta cum v-ați defini eu? Eu știu, dar vreau să-mi spuneți dumneavoastră. Deci sunt mai multe laturi în ceea ce fac, mai multe puncte de vedere care pot defini. Prima latură ar fi tehnica. Tehnica este o combinație între arta fluidă modernă și arta expresionismului abstract american din anii 40, în care intră Pollock și o mulțime de pictori renumiți americani care au trecut de la pictura pe verticală la pictura pe orizontală, care au manipulat vopseaua în așa fel încât au scos o artă abstractă absolut fantastică, care la ora asta se vinde cu prețuri imense. O altă parte a tehnicii mele este fizicalitatea. Este faptul că în funcție de starea de spirit arunc vopselele sau le plimb, le las. Câteodată mă gândesc: Doamne Dumnezeule, libertatea este ceea ce iubesc cel mai mult în viața asta, vreau să fiu liberă, lasă-le și pe ele să fie libere. Dă-le libertate, lasă-le să curgă. Deci depinde de starea mea de spirit și de trăirile mele, dar în general, este o metamorfoză de la formele absolut abstracte care se întâmplă din mișcările fizice până la a le aduce într-o formă inteligibilă.
Câteodată forma inteligibilă este dată de contururi, care, deci contrastul între linia fină și câmpul de culoare, care le aduce în realitate, care le aduce, deci oricine se uită pricepe ce e acolo. Îmi place arta abstractă, dar vreau ca lumea să înțeleagă ce fac eu și ce vreau să spun. Și să transmiteți ceva din vibrația despre care vorbeați. O vibrație artistică. Da, vreau să vă mai spun o ceva. O emoție. Da. Asta e și arta, în fond. Da. Vreau să vă mai spun ceva. Expoziția asta, care va fi în septembrie, se va chema Melior. Da, mi-am să luat-o înainte, chiar voiam să ne imaginăm deja această expoziție cu un titlu fermecător. Da. Melior. Da. Melior, adică mai bine? Este, da, din latină, înseamnă mai bine. Și meliorismul a fost un curent filozofic care a început în 1870, mi se pare. Și știți cum e? În curentele filozofice întotdeauna există contradicții și controverse. Controversa în meliorism a fost între optimiști și pesimiști. Și ce au spus amândouă părțile contrastante în acest curent a fost că, indiferent dacă merge mai bine sau mai rău pentru o perioadă de timp, rezultatul este progres. Deci, se face mai bine, lumea merge spre mai bine. Și ce m-a impresionat foarte mult în definiția meliorismului, spune așa, meliorismul este credința că actele de facere de bine, de caritate, de blândețe, de bunătate și arta ajută la îmbunătățirea vieții pe pământ. Deci arta este pusă la același nivel cu actele de facere de bine. Da, da, și care suntem de acord, ajută, pentru că aduce, nu-i așa, aduce o altă imagine chiar a lumii. Da, așa propune este. O altă variantă, da, spre bine, normal. Doamna Nora Nova, cred că sunteți de acord. Pentru că arta aduce un plus. Da, da, este... Un plus de frumusețe în cazul de față, cum spuneați, un plus de bine. Da, totuși este mereu subiectivă și va rămâne. În schimb, stimulează foarte mult latura emotivă a așa omului, este. Așa imaginația. Și cele mai, hai să zicem, din punct de vedere artistic, lucrarea trebuie să fie pe undeva deschisă aia. Nu înseamnă că nu trebuie să aibă o temă sau un titlu, dar trebuie să transmită ceva. Și privitorul, dacă este impresionat de ceea ce vede, punct de vedere emotiv, atunci e ok. Da. Sunteți pentru emoția în artă, vibrația artistică, așa o traduceți și chiar ați reușit să dovediți amândouă în opera dumneavoastră. Știu că ați mai declarat, doamna Anabel, că sunteți de partea artei moderne expresioniste. Așa este, da, da. Acum, știți ce se întâmplă? Este întotdeauna, în arta mea, este întotdeauna o metamorfoză de la abstract la vizual inteligibil. Dar nu este artă realistă ceea ce fac eu. Adică dacă vrei să vezi o floare așa cum este, îi faci o poză. Eu îți arăt o floare care nu există, dar e o floare. Emoția pe care o încearcă omul când se uită la pictura mea, dacă o singură persoană, pentru un singur minut, se bucură de ce vede și este impresionat și este încântat. Dacă îi produc o stare de încântare, eu spun că mi-am făcut meseria, mi-am făcut datoria în meliorism. Am adus un dram de bine. Un dram de mai bine. Da. Exact, deci, cum spuneți. Da. Exact cum a spus Nora, vreau ca... Deci nu vreau să dau titluri pompoase, nu vreau să încerc să sucesc mintea nimănui cu vorbe. Vreau să se uite lumea și să se bucure de ce vede. Iar dacă cineva în lumea asta își pune un tablou de al meu pe perete în casă, aia este o bucurie maximă, pentru că înseamnă că vrea să se uite la ce am făcut eu pentru tot restul vieții. Ceea ce este fantastic. Și mergeți mai departe pe ideea că în felul acesta
E o comunicare absolut, între generații, adică, tipuri de gândire. Așa este, așa este. Da, da. Adică putem să nu ne înțelegem. Asta a făcut arta de-a lungul existenței sale. Putem să nu ne înțelegem în cuvinte, dar putem să ne înțelegem în ce vedem. Reușiți, ambele mele invitate și alți artiști din aceste două paliere pot confirma, așa este. Da, e comunicare și e dăruire în același așa timp. Este, e speranță, este. E imagine, e o altă fațetă a lumii pe care o proiectați mental, imagistic și apoi o dăruiți. Că în fond rămâne, vorbeam de vibrația și imaginația artistică, rămâne în lucrarea respectivă. Așa se va numi expoziția. Melior. Da? Este deschisă aproape o lună de zile. Da, cred. Din 4 la septembrie. Cromatice, da, din 4... La armonii cromatice. Da, la armonii cromatice din 4 la septembrie. La doamna Stella Guciu, da. Care are mereu deschisă sala expozițională, mereu cu altceva nou și asta e foarte bine pentru Timișoara. Este, deci e absolut, acel mai absolut, bine. Da, da, mai este, bine. Da, ceva melioritic. În plus. Ceva în plus și mai bine. O felicităm. Și dacă ar fi să... Deci marea bucurie ca cineva să aleagă tablou, să-l păstreze, să fie acest gen de comunicare. Dacă ar fi să primiți un șir de diplome în expozițiile acelea online despre care vorbea doamna Nora Novac sau chiar în realitate, cum v-ați simți? Da, eu, sau nu urmăriți așa nu, ceva? Nu, 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 nu. Eu am avut o profesie. Eu nu, nu, asta este... Nu vreți din nu, nou... Nu, nu-mi trebuie glorie. Nu-mi trebuie glorie. Niciun fel de glorie și nu sunt în competiție cu nimeni. Și doamna Nora Novac, că nu degeaba am întors gândurile și cuvintele spre această zonă, doamna Novac, deși are, cred că, vreo ladă plină cu... tot felul de distinții și diplome și cataloage, cataloage și așa, rafturi de dulap. Spuneți că vă place mai mult momentul muncii până la succes și că vă deprimă succesul. E o declarație absolut greu de înțeles. De exemplu, hai să luăm altceva. Nu, în Timișoara sunt galerii, înainte a existat una singură, Heliosul, cu UAP-ul, cu toată clica de acolo și am avut, eu am debutat în 1977, din 77 până acum. O viață. Câți ani au trecut și în timp, încetul cu încetul, normal că s-au adunat lucrările. În schimb, de fiecare dată când munceam pentru o expoziție și chiar vedeam și sala și cum erau și lucrările aranjate în sală, tot era ok. Dar când eram la vernisaj, mă simțeam întotdeauna ca și un animal în ring, față, la circ, față de public, foarte, foarte neplăcut. Și abia așteptam să se termine vernisajul, să fug de acolo acasă. Și azi mă întâlnesc cu, mă rog, cunoștințe care își aduc aminte de mine de la primele expoziții pe care eu nu îi recunosc, pentru că eu eram mereu pe fugă. E, și într-adevăr, e un adică mod de întâlnire cu succesul, emoția, un mod special. Emoția creației în sine este mult mai valoroasă decât când s-a terminat vernisajul, când s-a terminat evenimentul și până va urma altă expoziție, pentru că la astea colective acolo mereu ai lucrări să trimiți. Da. Ai un timp de repaus foarte ciudat din punct de vedere psihic exprimat, de nici cum. Doamna pentru Anabel, pentru că aici mai vreau să fac o mică completare. Arta în sine, și asta am citit undeva și în jurnalul de idei al lui Constantin Noica, este ca un drog, dar un drog benefic, care te prinde, faci după aceea o formă de dependență, cu câți artiști consacrați, artiști vizuali, am vorbit toți, nu pot renunța la... artă vizuală, de a crea, de a
chiar dacă faci o schiță mică de dimensiunea a 4 în tuș pe hârtie într-o zi, dar simți pe undeva necesitatea de a lucra, de a crea, pentru că însă și această creație generează în artist o emoție. O emoție benefică. E un fel de a fi, un fel de a exista. Da. Da. Doamna Anabel, desigur, la fel, ne-a și mărturisit că e etapa în care trăiește altfel emoția și relaționarea cu lumea. Ați vorbit foarte frumos despre propria artă, propria experiență artistică. Sunteți un om documentat, veniți din Londra să lucrezi 35 de ani la Londra, într-un sector de responsabilitate matematică, aș spune. Ați merge înapoi cu o expoziție acolo? Da, da, cred că o să vină și vremea aceea. Chiar acum, ultima dată când am fost în Londra, din mai până în iulie, m-am uitat și am întrebat și m-am consultat. Acum, problema mea este că deocamdată majoritatea timpului sunt aici în Timișoara, dar casa mea este acolo. Lucrările mele sunt aici, așa că va trebui să fac altele acolo, dacă e să fac expoziția acolo. E foarte greu să obții o sală? Nu, cred că e costisitor. Este foarte costisitor, dar nu e greu de obținut. Nu e greu de obținut. Nu, dar este foarte costisitor, da? Foarte costisitor. Depinde pe ce durată de timp... Păi da, poți să închiriezi pe cât vrei, numai, da, de obicei se închiriază pe centimetru pătrat de perete. Centimetru pătrat de perete. Da, da, da. Vă rog, atenție. Da, așa că... Deci la Londra o expoziție... Bine, dar mai ai și posibilități de vânzare acolo, nu? Da, acolo nu te oprește nimeni. Centimetru pătrat de... Să-ți recuperezi totuși finanțele. Și... Că de obicei așa se întâmplă. Da, și mai sunt... Obligatoriu este cu vânzare? Nu, nu este obligat. Nimeni nu te obligă să faci nimic în Londra. Adică mă gândeam că galeria poate își dorește... Sunt galerii care... Deci, sunt galerii care se ocupă ei de vânzare și atunci comisioanele sunt imense și sunt galerii unde plătești chiria asta, cum vă explicam, pe centimetru pătrat și îți iei tu banii și plătești o căruță de bani în chirie. Deci, sunt variațiuni pe aceeași temă, dar oricum costă foarte mult. N-ai nicio garanție că o să vinzi. N-ai nicio garanție, nu, sigur nu. Că da. Dar sunt târguri de artă foarte bune. Deocamdată toate târgurile astea de artă se organizează când eu sunt aici. Deci, da, o să vedem. Viitorul va decide. Dar din asta înțelegem că, deși arta e deschisă, e liberă, nu are granițe, există niște condiționări și că, iată, se pare că în România, în Timișoara, e mai ieftin din punct de vedere financiar. Bine, sigur că da, să faci o expoziție. Da. Relaționat la ieftin în Timișoara, în Timișoara ieftin expui, ieftin vinzi. Acolo scump expui, scump vinzi. Da. Știți? Deci e în proporție. E în proporție. O proporție. Da, da, da. Da. Vă propuneți dinainte o tematică, o idee, de unde vă inspirați? Acum, pentru că e vorba totuși de o artă abstractă. Da, până acum nu. Deci a fost... Fiecare lucrare pe care am făcut-o până acum a fost un experiment de materiale, de idei, de... Deci a fost artă experimentală. De acum încolo am, așa mă gândesc eu că ar trebui să fac, nu știu dacă chiar o să fac, dar așa mă gândesc că ar fi frumos și bine pentru sufletul meu să mă ocup puțin de arta industrială, de reflectarea industriei în artă. Eu nu vorbesc aici despre proletcultism, vorbesc despre revoluțiile industriale reflectate în artă. Cele trei parcă au fost... Patru. Da. Am început să fac un pic de cercetare. Se pare că nu sunt mulți artiști și nu este multă pictură despre...
Sunt multe picturi, de exemplu, în nordul Angliei, unde au fost minele și sunt picturi cu mineri, cu aia. Dar nu asta este ce mă interesează pe mine. Pe mine mă interesează transformarea mediului natural de om. Deci cum a transformat omul mediul natural pentru îmbunătățirea vieții pe pământ. Deci, nu înțeleg de ce sărbătorim toți criminalii care omoară oameni, care fac războaie, care toți sunt celebrați în cărți de istorie, tot numele lor apare acolo. De ce nu apare numele marilor inventatori care au adus progres în lumea asta? Deci vreau să... Știți cum am lucrat în construcții? Mă uitam la structurile metalice care se făceau pentru construcția, de exemplu, a unui terminal în aeroport. Joncțiunile de metal sunt niște lucrări de artă fantastice. Au o valoare estetică incomensurabilă. Dacă te uiți din avion și vezi silozuri, arată ca diamantele. Lumea nu se uită așa la lucrurile astea și de-aia încerc să aduc puțin în lumea artei anostul industriei. Pentru că lumea, avem curent electric, se gândește cineva cum se produce, cine l-a inventat, care e dinamica acestei industrie, nu se gândește nimeni. Ai o cheie în mână, te gândești oare câtă muncă și cât metal și cum s-a făcut cheia aia? Nimeni nu se gândește, nu? De la extracția minereului până ai tu cheia în mână, prin ce a trecut și cum, câtă inteligență și cât efort uman intră ca să creezi o cheie. Nimeni nu se gândește la asta. Și practic și tehnica are nevoie de imaginație, așa cum are și... Vai, știți cum? De exemplu, ginerele meu este arhitect. Și el este mare specialist în ilustrarea artistică a proiectelor. Și a avut lucrări expuse la Tate. Deci este un talent fantastic. Dar el transpune desenul tehnic în artă. Iar eu vreau să iau ceea ce este deja creat să transpun în artă, știți? Da. Deci asta e... Da. Un proiect foarte interesant. O să încercăm, să vedem. Cred că o să dureze vreo 2-3 ani până... Deci trebuie să-mi găsesc nu numai sursele de inspirație, dar metoda de a abstractiza imaginea industrială să o aduc în artă. Că nu vreau să desenez ceea ce este, vreau să desenez, să transmit ceva. Deci o imagine abstractă care sugerează splendoarea industriei. Acum dați-ne voie să credem că ceva, un sâmbure, a rămas de la imaginea femeii cu mistria. Se poate, se prea poate. Sunt de acord, sunt de acord. Da, muzeul da, din da, Craiova, da, sunt de acord, copilărie. Sunt de acord. Dar e chiar frumoasă această legătură. Da, pentru că chiar am vorbit cu Gabi Kelemen despre ideea asta și mi-a spus că așa ceva încă nu s-a făcut. E o noutate. Da, e o noutate. Că este nou. Da. E și o să încerc. O chestiune nouă. Nu promit că o să-mi reușească. Da, dar promit e foarte că bine încerc. Că porniți și altcineva poate să o continue, da, să o urmeze. Da, da. Doamna Nora Novac, care ar fi părerea dumneavoastră de iubitor și exersant de artă, om cunoscut în legătură cu arta doamnei Annabel? Păi experimentele pe care ea le face sunt binevenite și eu lucrările pe care era More Land, More... Da, a fost o serie, da. Water sau ce era. Pământul și ape. Este, după mine, un ciclu întreg de lucrări și asta se întâmplă foarte des în activitatea, în operele de artă, hai să zicem, al unor creatori, că lucrează anumite teme pe ciclu. Le lucrezi atâta timp până când te prind, până când îți place ideea, până când exersezi și lucrezi tot mai ușor și până când tema în sine se consumă.
sublimează. Și atunci încep să altceva. Iar ceea ce spune ea despre arta industrială este un sunt de acord cu Kelemen Gabriel, ceva nou, ceea ce aici și în Timișoara încă n-au făcut alții, așa că este cheia succesului, să zicem, pentru viitoarele ei studii de masterat. Sper. Pentru că eu am făcut facultatea de arte plastice în Timișoara și cu diferențe și nu știu ce, și ea fiind de profesie realist, sociolog cu facultatea, acum ar fi cazul să-și facă masteratul în artele vizuale. Și așteptăm, desigur, această interesantă expoziție care probabil va fi în flux. Nu e vorba de doar o expoziție, doar câteva lucrări. Da. E vorba de un proiect foarte larg. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Timpul ni se face semn că s-a cam strecurat așa rapid printre noi și peste noi, dar vă propun să pornim de aici cu gândul la Melior. Melior o expoziție, Melior expoziție. O invitație pentru noi, toți cei care dorim binele. Melior, ceva mai bine. Prin artă, prin ceea ce putem să oferim sau să dăruim. Mulțumesc pentru atenție, sunt Veronica Balaj, o nouă întâlnire duminica viitoare la aceeași oră. Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova.